Distracția are prioritate înaintea sănătății. La Târgu Jiu, elicopterele SMURD și-au schimbat traseul din cauza festivalului Berii. În locul în care până ieri erau aduși pacienți în stare gravă, acum găsești trambuline, tarabe cu mâncare și vată pe băț. E ultimul an în care va fi petrecere pe heliport, se apără autoritățile locale. Un bolnav de 52 de ani a fost preluat de elicopterul SMURD de pe terenul de fotbal din Târgu Jiu. Medicii au fost nevoiți să-și facă loc printre tinerii care erau la meci. Astfel de scene vor avea loc timp de 4 zile. Până duminică, acest teren de fotbal va fi heliportul. Ca și acum, elicopterele SMURD vor fi nevoite să aterizeze pe stadion să preia bolnavii aflați în stare gravă din Târgu Jiu. În timpul acesta, peste râul Jiu, pe heliport, se ținea o mare petrecere. Pe heliport a fost deja amenajată scena pe care vor urca artiștii ce vor cânta la festivalul Berea, iar în jurul acestuia au fost aduse și tiribombele, dar și tarabele cu mici bere. Nici localnicii și nici turiștii nu sunt de acord cu decizia edililor de a muta temporar heliportul. This is not good. Not good. Not good. Here is the system. Not okay. Not okay. Here is the system. Bolnav. Dacă domnul primar al orașului vede situația asta, distracția a bea și a mânca înaintea unei intervenții urgente, e problema dumnealui, dar nu mi se pare corect așa ceva. Începând de anul viitor, evenimentele se vor muta în nou parc de 12,5 hectare din zona Narciselor. Acolo avem un contract care se apropie de finalizare. Heliportul este oricum în proces de modernizare, spune primarul. Se fac lucrări de semnalizare pentru ca pacienții să poată fi transportați și noaptea. Investiția autorităților locale se ridică la peste 3 milioane de lei.